pentru că una dintre marile probleme ale generației sau chiar generațiilor noastre este că nu facem diferența între valoare și preț. Adică, după cum foarte bine știți, ne cam place să ne lăudăm cu lucrurile materiale pe care le avem, că ai un tricou mai scump, că ai niște Adidas mai scumpă, o mașină mai scumpă, și se pare că acest lucru nu facem doar noi maturi, ci și cei mici. Mai ales în școli, într-adevăr. Exact. Și în special în perioada aceasta, pentru că ieri, după cum bine știți, au început școlile și se pare că cei mici e posibil să se simtă frustrați. Dacă ești părinte și nu știi cum să te descurci în situația asta, Oana din Culescu ne dă sfaturi în dimineața asta. Bună dimineața. Bună dimineața. Cum îi ajutăm pe cei mici să facă diferența între ce e valoros și ce nu e valoros? În primul rând, înainte de a ajunge la soluții, hai să ne uităm un pic la realitate și anume la realitatea noastră a părinților. Pentru că ne gândim la ce am avut noi și ce nu am avut noi. Exact. Și apoi ne gândim câte le putem oferi noi în ziua de astăzi lor. Și ni se pare cumva că nu apreciază eforturile noastre și nu sunt recunoscători poate uneori. Da, dar tindem acum să le dăm tot ce n-am avut noi. Și asta vreau să zic, că totodată, asta pe de-o parte, pe de altă parte, operăm din niște traume ale noastre. Pentru că nu prea ne-am vindecat. Deci și la bază cumva părinții sunt sursa problemei. Întotdeauna. Și niciodată copilul nu integrează o altă valoare decât cea pe care o vede la părintele lui acasă. Dacă părintele lui pune foarte mult preț pe aș lua valoarea din imagine, aș lua valoarea din mașina pe care o conduce, din hainele scumpe, din ceasul scump, copilul nu va căuta decât aceeași validare externă pe și care o vede sau în grupul lui social. Păi și ce facem, de exemplu, dacă sunt un părinte care totuși reușesc să, sau încerc să-mi aduc copilul cât de cinstit și corect pot, dar totul el ajunge la școală într-un mediu toxic, dacă putem să-l numim așa. Cum pot eu să-l fac pe cel mic să vadă această diferență? În primul rând, educația asta începe de vreme. Nu ne așteptăm ca, eu știu, primii 7 ani de zile să primească constant același mesaj, cum că uite-te la cei din jur, ar trebui și noi să fim așa, apoi să-i spunem nu, tu trebuie să fii independent, nu trebuie să-ți pese de ceea ce gândesc colegii tăi, cum sunt ei. Și trebuie să fie un mesaj constant de-a lungul copilăriei. Deci e un proces foarte lung. E un proces care începe de vreme și este continuu. Să zicem că ai ratat primele etape, nu înseamnă că nu poți să intervii ulterior, doar că este mult mai dificil și e necesită o schimbare a întregului sistem familial. Okay. Oricum ei tot ajung într-un mediu în care ceva nu o să fie bine. Asta vreau să zic. Trăim într-un moment în care viața lor este ușoară, viața lor este simplă, este cu de toate. Măcar 3 aspecte ne sunt la îndemână nouă părinților. Dacă își doresc un lucru, nu înseamnă că în secunda 2 trebuie să-l primească. Okay. Să capete reziliența de a aștepta, de a înțelege dacă într-adevăr este un lucru de care au nevoie, este datoria noastră a părinților. Dar noi avem obiceiul de a opera din vinovăție, pentru că nu le mai acordăm suficientă atenție foarte și timp. Și atunci compensăm cu aceste lucruri materiale și apoi suntem nemulțumiți de ceea ce vedem ca și rezultat. Cel de-al doilea aspect îl reprezintă faptul că e ok să facă lucruri plictisitoare. Să nu adică? Să se plictisească copilul meu? Exact. Cu cât frustrarea este mai mare, cu atât și reziliența copilului la astfel de frustrări devine mai puternică. Și asta se întâmplă acasă. Nu ne așteptăm ca acasă totul să fie servit pe tavă și să fie tratat de parcă nu trebuie să miște un deget, iar la școală să se descurce, să deci facă totul. Își va lua și el, și el alte traume la școală, chiar dacă acasă este un prinț. Exact, va ieși apoi în societate unde nu va fi iertat de aceste intervenții. Deci pe scurt, dacă eu... Treilea este să facă lucruri pe care nu-și dorește să le facă. Nu le-am trecut aici, sunt în capul meu, deci măcar atât putem controla. Să facă lucruri pe care nu-și dorește să le facă, cum ar fi, nu știu, să spele vasele, să-și facă curat în cameră, să spună, n-am chef, nu-i nimic, nici eu n-am chef, să fac foarte multe lucruri. Un fel de educație, responsabilizare. Dar ceea ce sabotează toate aceste 3 elemente cu care noi putem interveni este beneficiu financiar, pentru că tindem să cumpărăm cu bani inclusiv aceste lucruri. Nu ai e bine? Să... Nu este deloc bine. Nu-i motivăm cu plată. Nu-i ajutăm, pentru că te uiți în viitor la viitorul adult pe care vrei să-l crești și vrei un viitor adult care să considere că se poate descurca în orice context și în orice mediu social. Deci n-ar trebui să le oferim niciun fel de plată sub nicio formă? Nu. Trebuie să existe un echilibru. Trebuie să existe un echilibru în toate. Normal că vrei să îi dai copilului bani pe mână ca să învețe să-i gestioneze. Nu vrei dintr-o
dintr-o dată să trezească cu bani și să nu știe să dea cu ei în stânga și în dreapta. În primul rând, trebuie să învețe să-i câștige prin Corect. Muncă, prin ceea ce le dăm de făcut, într-adevăr. Corect. Dar nu sunt de acord cu a face curat în casă pentru bani. Pentru că mama, fac curat în casă și nu primesc bani. E mediul în care noi trăim și toți suntem responsabili pentru această căsuță. Concluzie? Concluzie este, avem un context cu totul special, o viață ușoară și lucruri la îndemână copiilor noștri. Nu putem să creștem copii într-un magazin de dulciuri și să ne așteptăm să fie recunoscători pentru dulciurile pe care le au în jur, așa că măcar noi să-i le oferim provocările zilnice de care au nevoie, cât să nu creștem niște răsfățați. O muncă în educație continuă până la urmă, ca să formăm niște oameni niște mai târziu. Niște oameni, ca asta căutăm. Mulțumim foarte mult. Deci, pe scurt, dacă ești părinte și vrei să-ți ajuți copilul foarte mult, din potriva s-ar putea să-i faci mai mult rău decât bine. Atenție! Mulțumim frumos, să rămână o zi frumoasă, să mergem în bucătărie.